Bineînțeles că cercetătorii, cei care iau decizii, academicienii, oamenii religioși încep să-și pună întrebări. Și dacă nu și le pun, e destul de grav. Dar studiile care se fac arată că din ce în ce mai mult se ridică problema familiei în derivă. Ce se poate face ca acest model care n-a funcționat întru totul să fie corectat în așa fel încât să devină un model stabil, să devină o opțiune viabilă sau mai multe opțiuni viabile. Avem de-a face cu divorțialitate crescută, avem de-a face cu violență în familie și vom vorbi de asta, despre asta într-o altă emisiune, dar toate acestea sunt probleme sociale cu care se confruntă societatea modernă. Și atunci cercetătorii categoric își vor pune întrebările pe care le-am menționat eu înainte. Ce se poate face ca să lucrăm la relație? Ca într-o epocă postmodernă în care omul devine din ce în ce mai centrat pe sine, să facem ca balanța să fie în favoarea relației, nu în favoarea individualismului. Și de ce este asta important? Da. Și s-au găsit ceva soluții? Sunt, bineînțeles, soluțiile se găsesc, se încearcă, sunt vehiculate. Ce știm este, așa, mă întorc la ideea pe care am spus-o de la început și pe care o să o repet de câte ori am ocazia. Relația nu poate exista decât ca un parteneriat. În momentul în care vorbim de două persoane adulte, deși chiar și între părinte și copil cred că trebuie să fie un parteneriat, dar cu atât mai mult când sunt două persoane adulte cu responsabilități egale, cu drepturi egale, relația trebuie să fie un parteneriat. Ce înseamnă un parteneriat? Un parteneriat înseamnă comunicare. Cele mai multe probleme apar din lipsă de comunicare. Ori din comunicare disfuncțională. Și împreună cu asta trebuie adresate relațiile de putere. Și aici mergem la modelul patriarhal. Da. În momentul în care o căsnicie este construită în baza unor relații de putere, nu poate să funcționeze și nu poate să nu îi afecteze pe copiii care cresc în acea relație. În momentul în care soția, pentru că sunt și astfel de cazuri, o să spună, prefer să fac eu totul pentru că orice ar face, el nu face bine, de cele mai multe ori se vor găsi oameni care vor spune, vezi, asta vrea ea. Nu este un rol asumat pentru că a existat și altă opțiune. Este un rol asumat pentru că este impus de cele mai multe ori. Asta nu contrazice excepțiile, dar din păcate excepțiile sunt excepții și nu trebuie făcute reguli. Domnul Costadin Iosco, a vrut să spuneți ceva. Da, spun, sunt sceptic față de programele de inginerie socială. Adică, nu vreau să spun, nu zic că nu sunt bune, dar nu sunt foarte optimist. Aș trece din America la lumea a treia, unde este situația mult mai gravă. Fără ca să aibă păcatele unei societăți vestice și supraabundente. Deci să mai grav lumea a treia. Și vreau să spun ceva. În lumea a treia există un singur program care a lucrat. Un singur program și la controlul nașterilor. În ghetouri. Opinia mea este că singurul lucru care va lucra va fi controlul nașterilor. A face un copil în timpul nostru nu mai este, deci nu numai că nu este obligație, nu mai suntem obligați să umplem planta că deja este plină. Este un privilegiu pe care trebuie să-l meriți. Eu cred că persoanele care nu sunt în stare să continue un legământ, deci cred că soluția va fi foarte radicală în viitor. Și mă tem de soluții radicale, dar dacă sunt necesare, ele se vor implementa. Mă tem că în viitor, vom ajunge la o situație în care se va spune nu ai, cum este în China, nu ai voie să faci copil dacă nu ești dispus să rămâneți împreună, să ajungeți până la capăt. Și eu aș vota cu ambele mâini o asemenea soluție. Din păcate, este foarte interesant că cea mai mare opoziție împotriva controlului nașterilor vine de lumea creștină. Da, dar problema mare care apare aici este că o astfel de soluție nu poate fi impusă, trebuie să fie asumată. În momentul în care spui, ok, nu poți să ai copii decât în momentul în care promiți să rămâi la oaltă, cei doi rămân la oaltă cu orice preț. Ceea ce într-un context patriarhal înseamnă că ea rămâne la oaltă pentru că nu are nicio altă alegere, în ciuda tuturor abuzurilor și exploatării care vor avea loc. Și asta va fi aprobat politic și religios și social și cultural. Ori așa ceva nu se poate face. Mai este ceva. În momentul în care ai astfel de soluții, da? Cei mai afectați nu sunt cei care într-adevăr ar trebui controlați în felul acesta, ci sunt cei mai vulnerabili. Da, așa este. Pe cine putem controla ca societate? Grupurile din ghetouri, grupurile cele mai sărace, care nu neapărat au nevoie de o politică care să controleze nașterile, ci au nevoie de educație sexuală. Pentru ca să aibă opțiune. Au nevoie de programe de dezvoltare profesională pentru ca să aibă opțiune să-și crească copiii. Deci sunt toate aceste trepte pe care noi le ignorăm total.
Și din păcate, da, sunt de acord cu tine, nu trebuie să mai adăugăm la această totuși, planetă, pentru că este suficient. Da. Dar vom o soluție radicală și politică... Da, eu vreau să spun, mă tem de soluții radicale, dar mă tem că va veni, pentru că nu face nimic acum. Și aș vrea să dau un exemplu. Uite, aici în Chicago, nu știu cum este în New York. Dacă metri într-o suburbie de albi, într-un cartier bogat, anticoncepționale sunt la liber. Dacă mergi într-un college, unde sunt studenți, de cei cu preocupări intelectuale, sunt gratis. Dacă mergi într-un ghetto, sunt puse sub lacăt. Eu nu înțeleg care este motivul la treaba aceasta. Deci vorbesc de ce se vede în Chicago. Și este ca și cum, tocmai pe aceea care, e adevărat, lipsește educația sexuală și lipsește educația în general. Și șansele. Sau a face mulți copii este un mod de a colecta welfare pentru unele persoane. Dar ceea ce vreau să spun este că în lumea a treia, acolo nu unde a fost impus, unde oamenii s-a dat ocazia să aibă acces la clinici de parental planning și au fost educați în privința aceasta, problemele sociale s-au rezolvat și cele economice mult mai, deci s-au fost îmbunătățiri. Acolo unde oamenilor li s-a blocat, mai ales acolo unde biserica stăpânește, li s-a blocat accesul la informații care ține de controlul nașterilor. Acolo mizeria a crescut. Și convingerea mea este că este ceva ce trebuie făcut, pentru că ce se întâmplă? A fi părinte este o responsabilitate care totuși trebuie meritat într-un fel sau altul. Nu orice adolescent are voie să facă un copil. Nu? Deci este un fel de a perpetua o mizerie. Decât dacă este fica lui Sarah Palin. Da, bineînțeles, da, așa este. Intrăm în politică. Da. Păi, deja aș mai vrea să mai adaug ceva. Mai este un program care a mers în Africa și dacă într-adevăr este să ne uităm la programe care merg în țările cele mai vulnerabile, cred că este un program demn de menționat. Și acela este programul de microfinanțe, de microcredit. Interesant este că în spatele acestui program, din nou se leagă de familie, deci nu deviem de la subiect, programul de microcredit este dat femeilor. Femeile sunt privilegiate în acest program. De ce? Pentru că la baza acestui program stă ideea că atunci când dai un împrumut unei femei să înceapă o afacere, în tot satul va beneficia. Îi dai un împrumut unui bărbat să facă o afacere într-o cultură extrem de săracă, nu știi dacă banii se vor duce pentru afacere sau se vor duce pentru alte comportamente de risc, care din păcate afectează multe dintre țările subdezvoltate și nu numai. Și atunci... 85% din împrumuturile care se dau în programele microcredit se dau femeilor. Aceste împrumuturi sunt plătite 100% înapoi, cu o rată mult mai bună decât investițiile bancare care se fac în lumea dezvoltată de către milionari, care și nu reușesc să-și plătească rata. Importa bineînțeles, în lumea întâia. O, bineînțeles, dar sunt programe care sunt folosite, deci sunt organizații non-guvernamentale care folosesc programe de microcredit în comunitățile sărace din America și încet, încet, încep să prindă și aici. Dar ideea este că, aici ne întoarcem la ideea la rolurile inițiale, da? Femeile ca și culegători, culeg, asigură stabilitate, sunt interesate de generația care urmează. Și acesta este un rol pe care femeile și-l asumă, nu care este impus. De aceea funcționează. Da. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și mă gândeam să încercăm să creionăm așa câțiva factori care contribuie la această stare în deriva familiei. Dacă ar fi să vă întreb care este factorul principal, poate că unul l-ați numit, comunicarea, lipsa comunicării în familiile cu probleme. Ar mai fi și altceva? Familie cu probleme. Cred că toate familiile au probleme. E un eufemism. Da. Nu cred că este familie fără probleme. Ideea este cum facem față problemelor și ce soluții găsim pentru probleme. Întregul context social contribuie la criza familiei. Este în lumea dezvoltată, uitându-ne la lumea dezvoltată, pentru că dacă vorbim despre țările din lumea a treia, acolo sunt alte probleme. Jumătate din populația adultă moare din cauza SIDA-ei și aici mergem din nou la sexualitate și imaginea de sexualitate și folosirea femeilor ca obiecte sexuale, de asta e un alt subiect. Dar aici, în lumea dezvoltată, anii de educație s-au prelungit. Imaginea căsătoriei nu este cea mai bună, imaginea mariajului nu este cea mai bună, nu este prezentată ca o opțiune de mass media și de toate cercurile culturale de putere, da? În afară de creștinismul de dreapta, care încearcă să revitalizeze această imagine. Independența individului a crescut, deci un om poate să reușească singur, nu are nevoie neapărat de un partener. De multe ori un partener îl împiedică în reușită.
experiența, și mie se pare că poate în cea mai mare proporție, experiența familiilor de până acum contribuie la deciziile de acum încolo. Ce s-a întâmplat? Ce am făcut?